Oamenii sunt mai îngrijorați de prăbușirea economiei decât de coronavirus. Economia românească se pregătește de vremuri tulburi, iar cetățenii se tem mai mult de o criză economică decât de infectarea cu COVID-19. Pandemia de coronavirus a aruncat economia mondială într-o recesiune brutală și la ușa României bate criza economică, iar oamenii sunt tot mai speriați de ziua de mâine. Infectarea cu COVID-19 pare a fi mai inofensivă decât pierderea locului de muncă sau pierderea propriei afaceri. Ce o să fie grav? Iohannis cu Orban. Clar asta, e clar. Dacă aduci tu, spui că ai creștere economică și ții oamenii acasă în 75% de ăia, de unde sunt plătiți? Ce fac ei? Clar ăștia sunt de vină. Ăștia au distrus țara. A distrus și pe țărani, și pe cei care mai făceau câte ceva. Nu găsești un nene care să-ți repare un pantof, nu găsești un nene care să-ți repare o instalație, nu găsești pe nimeni, a distrus absolut tot. Eu sunt veche și i-am prins pe toți. Dar să știți că acum n-am văzut în viața mea. După părerea mea personală, dacă vreți, virusul este impus. Și restricțiile sunt impuse pentru a ne ține legați. Să nu scoate capul oamenii, să stea potoliți acolo așa. Asta fac marii capitaliști ai lumii. Asta este părerea mea personală. Percepția populației despre prăbușirea economiei face să crească neîncrederea în societate, dându-i o neliniște privind securitatea individuală și posibilitatea controlului propriului destin.